anual peste 6.000 de prahoveni ajung să sufere de depresie, iar la nivel național, statisticile arată că unul dintre români suferă de această boală. Lipsa unui loc de muncă, pierderea partenerului sau nivelul social nemulțumitor fac ca din ce în ce mai mulți prahoveni să ajungă la capătul puterilor. Depresia înseamnă mai mult decât o tristețe. Se va vedea acest lucru pentru că se reflectă atât în dispoziția persoanei, tonusul afectiv este mult scăzut față de o tristețe obișnuită. De asemenea, perioada pe care se întinde este mult mai îndelungată. Persoana poate suferi de tulburări alimentare, se poate îngrășa sau slăbi fără cauze fizice. De asemenea, se observă o încetinire a gândirii sau practic un blocaj. Unii dintre cei care au suferit vreodată de depresie spun că fără ajutorul medicilor nu ar fi trecut peste această problemă. Teoria este însă demontată de specialiști care afirmă că foarte puține persoane solicită ajutor specializat. S-a întâmplat vreodată să suferiți de depresie și dacă da, ce măsuri ați luat în clipa aceea? Păi, medicina. Ne-a apelat la medic. La medic și spital. Am suferit de depresie și am ajuns la spital. Din ce cauză? Fiindcă am ajuns să fiu șomer. Șomer acum 5 ani. Cu o viață întreagă de muncă. De tot 36 de ani de muncă. Până în prezent îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut probleme de Le-ați dus pe toate? Le-am dus pe toate, deși am avut probleme, dar le-am dus pe toate. Ce pot să spun? Primăvara acum este o situație din asta care apare, deci nu numai la mine. De obicei se apelează la ajutor specializat în ultima fază, în episoade depresive majore, atunci când individul este îndreptat către un specialist și de către prieteni, familie, atunci când nu se mai poate descurca cu el și situația lui de funcționare socială este grav agravată. De obicei vorbim de persoane tinere sau mai puțin tinere? Vorbim de persoane de toate vârstele. Psihoterapeuții le recomandă persoanelor care se simt triste sau inutile să-și umple timpul cu ocupații care le oferă plăcere și care le pun în valoare calitățile. Așa pot scăpa mai ușor de depresie.